Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Corina Bezer și în fiecare zi de duminică vă dau întâlnire la Vocea Basarabiei să facem împreună retrospectiva săptămânii. Guvernul amână decizia de a interzice importul de cereale din Ucraina. Împreună cu reprezentanții asociațiilor producătorilor agricoli, va monitoriza o dată la două zile informațiile despre cantitatea de cereale importate din țara vecină. Interdicția importurilor de cereale din Ucraina nu ar rezolva problemele agricultorilor din Republica Moldova, ci ar atrage după sine probleme suplimentare din partea autorităților de la Kiev pentru exportul de fructe și legume. Declarația a fost făcută de către ministrul agriculturii Vladimir Bolea după întrevederea avută cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor. În același timp, producătorii autohtoni amenință în continuare cu proteste și cer guvernului alinierea la decizia Comisiei Europene privind restricționarea temporară a importurilor de cereale din Ucraina. Ministrul Vladimir Bolea spune că deocamdată acest lucru nu se va întâmpla, însă fluxul importurilor de cereale din Ucraina va fi monitorizat constant. Ministerul Agriculturii împreună cu VAMA va monitoriza cantitățile importate din Ucraina pentru că agricultorii sunt îngrijorați de cele 15 milioane de tone pe care le are Ucraina în stoc și încă un potențial de 50 de milioane de tone care va fi roada nouă. Să nu ne trezim că suprafețele de depozitare din Republica Moldova să fie inundate, de aceea, indiferent ce se întâmplă în jur, din interes național și din interesul agricultorilor noștri, vom recurge la măsurile care se vor cere pentru a ne proteja piața. A spus ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea, care a adăugat că, pentru a-i sprijini pe agricultori, la rectificarea bugetului de stat, fondul de subvenționare va fi majorat cu 100 de milioane de lei. Chiar și așa, fermierii sunt nemulțumiți. Nu pot fi spectator la procesul nimicirii de către holdinguri offshore a clasei agricultorilor mici și mijlocii de la sate, care se produce pe fundalul inconsecvenței autorităților și duiumului promisiunilor goale. A declarat Slusar după ce guvernul a amânat decizia de a interzice importul de cereale din Ucraina. Decizia autorităților de la Chișinău a fost criticată și de oficiali ruși. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a scris pe canalul său de Telegram că guvernarea de la Chișinău ar distruge pas cu pas Republica Moldova. În piețele din capitală și-au făcut loc pe rafturi primele legume de sezon, castraveții, ridichea, verdețurile, iar roșiile deocamdată sunt de import. Cumpărătorii însă nu se prea înghesuie să le procure. În timp ce un kilogram de castraveți de import se de până la 30 de lei, cei autohtoni pot costa și 45 de lei kilogramul. Printre mulțime de tarabe, doar unii comercianți vindeau legume produse în serele din Republica Moldova. Potrivit vânzătorilor, prețul legumelor a rămas același, însă tot au puțin cumpărători. Păpași au apărut. Crescuți în serie, da? Serie, da. Dar la ce preț sunt kilogramul? Azi 30 lei. Acum s-a 30 lei. Urmează să scadă. Scadă prețul, da, da. Ce mai avem noi autohton în piață? Cartofii nouă sunt. La ce preț? 40 lei. Se cumpără dacă prețurile sunt? 135. E profitabil acum să avem o afacere în agricultură? N-aș zice. De ce? Pentru că nu se realizează așa maștab mare cum ca înainte. Și vorbim așa, drept vorbind, e scump de avut o afacere. Foarte scump. De crescut crești, de exemplu, dar n-ai unde realiza. Magazinele toate lucrează numai cu import, dar producătorul care crește producția cui se dă? Toate piețele, majoritatea lumii noi nu avem. De mult au apărut piață verdeață moldovnești, cel mai recent au apărut mărarul, cel mai târziu apare, de obicei în riaz de mult moldovnești. Aveți pentru gel, salate, ceapă, ridiche, da? La ce preț sunt? S-au ieftinit, câte 5 lei legătorile, cum vedeți. Salata. Unde le creșteți dumneavoastră? Da. Unde? În raionul Orhiei, satul Ivancea. Oamenii totdeauna întreabă, moldovnesc, dacă nu moldovnesc, nu e. Pe tarabele din piața centrală din Chișinău deja pot fi găsite și căpșuni moldovenești. Deja de vreo două săptămâni pe piață căpșunica moldovenească. Din Soroca, da? Da. Soroca, Criulene, că mai multe regiuni este. Și este la 75 de lei la kilogram. Oamenii cumpără? Cumpru oamenii, câte puțin, dar cumpru mai mult, câte jumătate de kilogram, la 20, la 30 de lei, așa. E mai scumpă decât cea de import? Acum s-a mai ieftinit o leacă, cea de import, o leacă mai scumpșoară, era la 85. Din cauza prețurilor pipărate, cumpărătorii nu prea trec pe la tarabele cu legume autohtone. Totuși, spune ei, sprijină producătorii autohtoni. Arată bine față de cele de la supermarket, sunt mai proaspete. Ce cumpărați produse de import sau cele crescute în serie aici în Republica Moldova? Suntem la pensie, căutăm și mai ieftin.
Deci fiecare leu contează pentru dumneavoastră ca cumpărător. Da, da, da. Și cât, ce ați luat dumneavoastră? Ați luat jumătate de kilogram de castraveți și jumătate de kilogram de ridiche. Mă stărui mai bine să iau de asta, de a noastră, de pe loc. Da, da. Nu prea am încredere între cele care s-au dus din altă parte. Nașe? Da. Но такие цены, извините, не по карману. Посмотрим, что сейчас найдем. Каких, если найду что-то подешевле, как по моим, моей пенсии, то и наберу себе. Я в Майдеграбе автоктон куда. Это и натурал. Сокотим кашей, да. Но мои шкали крестка, еще я штуку, еще мои помпи интересы. Ați văzut că au ieșit castraveții, deja căpșune? Sunt. Vreți să luați, da? Da. Cât o să luați? Vreau să iau o jumătate de kil de patlajele, o jumătate de pepin, gustăm salata de anul ăsta. Potrivit Biroului Național de Statistică, legumele sunt mai scumpe cu circa 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astăzi, locuitorii regiunii Găgăuze sunt așteptați din nou la urnele de vot pentru a-și alege bașcanul în cadrul turului 2 de scrutin. Vocea Basarabiei a întrebat cei doi candidați care luptă pentru fotoliul de guvernator ce priorități vor avea în cazul victoriei în acest scrutin. Ne așteptam, sigur, mai mult, dar în general mulțumim, da. Конечно, мы ожидали намного высоких результатов, но ничего, мы на первом месте. Сейчас у нас есть шанс 14 мая показать еще лучшие результаты, поэтому мы идем вперед, идем к победе. Ambii candidați la funcția de bașcan consideră că pot contribui la schimbarea situației social-economice în regiune. А мы команда, которая на деле показали, что если есть желание и трудолюбие, можно изменить всю ситуацию. Даже возьмем пример, это город Аргеев, Аргеевский район, город Ираклия. У нас есть что показать людям, они могут увидеть, они могут даже потрогать, узнать у своих близких, у своих друзей, кто живет в Аргееве, в Ираклии, узнать, как они живут. Для начала нам нужно навести порядок в собственном регионе, ну а потом есть социально-экономическая сфера. Сейчас очень тяжелое время, наши люди живут в тяжелейших условиях. У нас сейчас наступили времена голода и нищеты, поэтому мы должны упор делать на социальную сферу, ну и на экономику, естественно. Cât privește relațiile dintre Chișinău și Comrat, atât Grigori Uzun, cât și Evgenia Guțul, consideră că ele trebuie să fie bazate pe prietenie și înțelegere reciprocă. Отношения с Comrat и Chișinău должны быть дружественными. Почему? Потому что мы живем в единой стране, мы полноправные граждане этой страны, естественно, только в диалоге, но не ущемляя интересов Гагаузии. Мы единая страна, и нас не должны разделять. Если вы гагаузы, то вы не должны быть услышаны. Поэтому мы все усилия приложим, чтобы эти сесть за стол переговоров, вести диалог, чтобы мы нашли консенсус. În privința vectorului pro-european al Republicii Moldova, ambii candidați au susținut politica externă exprimată de partidele care îi susțin. Мы хотим со всеми дружить, как европейскими странами, как с Российской Федерацией. То есть нам не нужны ни враги, и мы за мир, за нейтралитет нашей страны, поэтому мы и будем добиваться этого. Но мы свои отношения жителей Гагаузской автономии высказали в 2014 году на референдуме. Мы как бы высказали свое мнение о том, что мы видим будущее развитие Молдовы все-таки в Евразийском экономическом союзе. Поэтому я пока остаюсь при мнении своего народа. То есть, если в случае большинство решат, что будет евроинтеграция, Гагаузия будет против? Ну, чтобы была евроинтеграция, там Молдова должна пройти еще кучу этапов, поэтому этот вопрос пока нет смысла, думаю, обсуждать. Ambii pretendenți la fotoliul de bașcan au mai fost întrebați ce vor face pe 21 mai. Я буду готовиться к инаугурации, да. Мне некогда ходить на национальную площадь. Мы тоже выйдем на площадь в Кишиневе. Конечно же, мы тоже хотим, чтобы на чтобы сцену, да, разделили как и действующая власть, так и партия ШОР, чтобы все знали, даже другие страны знали, что есть другая сторона медали. Мы не хотим тот путь, который сейчас предлагает нам действующая власть. În același timp, actuala bașcană a Găgăuziei, Irina Vlaha, a evitat să răspundă echipei Vocii Basarabiei, care va fi direcția de dezvoltare a Găgăuziei după alegerea noului guvernator al acestei autonomii și a rugat să așteptăm rezultatele turului 2. Vedem, peste o săptămână vedem ce va fi aici.
Japonia va oferi Republicii Moldova un credit preferențial în valoare de circa 100 de milioane de dolari pentru realizarea proiectului politic de dezvoltare într-o redresare economică. Finanțarea se va realiza în cadrul programului de dezvoltare și redresare economică. În acest sens, guvernul a aprobat la inițiativa Ministerului Finanțelor proiectele de hotărâre privind inițierea negocierilor asupra proiectului acordului de împrumut. Acesta va fi oferit pe o perioadă de 40 de ani, inclusiv o perioadă de grație de 10 ani. Suma urmează a fi recepționată prin intermediul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională, urmând a fi debursată pe parcursul anului. 15 milioane de lei vor fi alocate pentru finanțarea 26 de proiecte în perimetrul zonei de securitate. În acest sens, guvernul a aprobat programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2023. Astfel, în anul curent vor fi implementate 11 proiecte de dezvoltare și de modernizare a instituțiilor din sistemul educațional, 7 proiecte de reparație și dotare a edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport și medico-sanitare, 7 proiecte de amenajare a zonelor de agrement și altor spații publice, precum și un proiect de acordare a suportului financiar pentru asigurarea activității Delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control. Amintim că în perioada 2011-2022 au fost realizate 518 proiecte în valoare de peste 160 de milioane de lei. Tot mai multe persoane preferă să se deplaseze cu trenul. În anul 2022, numărul pasagerilor a crescut de 6 ori în comparație cu anul 2019, înainte de pandemie. Astfel, pe parcursul anului trecut, peste 150.000 de oameni au cumpărat un bilet la tren pentru a călători în străinătate. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți la gara din Chișinău cât de des merg cu trenul și cât de mulțumiți sunt de serviciile prestate. Zilnic, trenul Chișinău-Kiev este aproape plin. Explicația e simplă. Prețul la bilete este mai mic decât la microbuz. În schimb, îi costă mai mult timp și trebuie să suporte gălăgia din vagoane, spun oamenii intervievați. Cum sunt condițiile în vagoane? N-am fost niciodată. Acum vrem să plecăm noi, dar nu-i niciun tren. Da. Ați mai circulat cu trenul sau? Cândva, da, era foarte bine. Trenul m-aș duce și în orice. Numai cu trenul. Foarte bine a fost în tineret. Очень хорошо было, удобно. Брали купе, в общем-то, чтобы нормально и полежать можно было и отдохнуть после долгой дороги, потому что долго добираться. На поезде нужно 17 часов. Ну, как бы, возможно, это тоже не мало, но дело в том, что другого выхода нету. На автобусе, мне кажется, еще дольше, да и неудобно. На поезде все-таки лучше, можно и пройтись, и походить, и все хорошо. Ну вот дочка ехала, она отсюда ехала в Киев, и сейчас из Киева сюда приезжает. Была довольна условиями поезда, да. Потому что есть поезд Кишинев-Киев, это самое, они ездят. И были нормальные условия, она довольна. Сервис был, и все, и чай, и это самое. И как условия в вагонами? Отлично. Отличные да. Условия? Да, все хорошо было. А цены? Цены как цены. Totuși, unii oameni aleg să circule cu autobuzul, întrucât potrivit lor economisesc timpul. Prefer mașină sau avionul din România. Dar oricum, nu alegeți să mergeți cu trenul spre Iași, de acolo să luați un avion? Nu, până la Iași cu mașină e foarte ok și comod. Pentru mine este mult timp pierdut și de asta nu prefer. Dar ați mers, ați văzut care sunt condițiile, prețul? Nu. Я думаю, вот такие же вагоны ездят, только более свежепокрашенные. Условия не слишком. Конечно, нет, конечно. Я раньше часто ездил с Киева в Молдавию постоянно, каждый месяц ездил. Вагоны были, правда, российские, они более комфортабельные. Ночью сел на автобус, утром здесь, а поезд, помню, раньше он днем от Киева он 8 уходил, целый день ехал, до 6-10 вечера только, поэтому мне неудобно было поездом приезжать. Потому что на поезде удобнее все-таки. Поезд может полежать, походить, совсем другое. Условия лучше, чем в автобусе, да. Для меня, да. În prezent, calea ferată din Moldova operează 3 curse internaționale, Chișinău-Iași, Chișinău-București și Chișinău-Kiev.
Întreprinderea de stat Air Moldova a fost lideră pe piața autohtonă a transportatorilor aerieni. Astăzi este însă un subiect de top, cu imaginea șifonată după ce a suspendat toate zborurile pe o perioadă nedeterminată. Cum s-a ajuns la o așa degradare actualmente, când companiile aeriene fac cu greu față numărului mare de călători, răspunde Alexei Rogov, fost șef de direcție operațiuni de zbor Mold Aeroservice, care are o experiență de peste 30 de ani în acest domeniu, dintre care 20 într-o companie privată din Canada. Până în anul 2002, Republica Moldova era într-un pas cu țările baltice în ceea ce privește dezvoltarea practicile și recomandațiile aviației civile care au fost implementate în Republica Moldova. Noi mergem într-un pas foarte înalt. Cea mai mare problemă care s-a început în Republica Moldova, pentru că sunt practicile recomandațiile Organizației Mondiale a Aviației Civile, unde la conducerea industriei aviației civile și tot mecanismul care ceea ce privește, trebuie să fie aleși persoane cu minim 10, 15 și 20 de ani de activități în industrie, cu experiență integrată și foarte clară pentru a conduce aceeași industrie. În domeniul aviației civile a plecat inteligența, a plecat puterea, a plecat progresul și a venit mai mult politicul. Istoric, la noi, în Republica Moldova, sunt foarte multe cazuri unde la comanda politicului au fost închise companii după companii. Și asta e o practică care vine în Moldova din 2002, unde s-au închis zeci de companii, s-au fugărit din registru mii de sute de avioane și au plecat cei mai buni specialiști din Republica Moldova. Începând cu anul 2002, în aviație lucrurile au degradat mereu și nimeni nu cunoaște responsabilitățile directe ale instituțiilor statului responsabile de acest domeniu, afirmă Alexei Rogov. Instituția aviației civile este un domeniu foarte complicat, foarte integrat global, unde sunt lucruri foarte și foarte inteligente care pot fi cunoscute numai cu o experiență globală integrată și crescută în domeniul aviației civile. Air Moldova este o întreprindere care trebuie să existe în Moldova, susține Alexei Rogov. Dacă se pierde unicul operator național, asta se pierde totală industrie. Dar ce înseamnă să se pierdă unicul operator național? Adică ar putea să intre în insolvabilitate, să ajungă la faliment, să fie creată o altă entitate? Ce ar putea să se urmeze? Există diferite practici. În Europa, de pildă, a fost o perioadă și astăzi sunt în companii naționale care au pierdut, de pildă, au pierdut competiția între operatorii globali, cum este Lufthansa, KLM, Swiss și altă mai departe. A fost companii care au falimentat, pentru că aviația civilă, mai ales acum, în situația când a fost COVID-ul ăsta, e un instrument și e un mecanism foarte dificil, unde în diferite țări statele dotează întreprinderile date pentru a le ajuta a menține situația. Pentru că dacă ei venitul companiilor și ei plata de taxă și dezvoltarea durabilă a economiei aviației civile sau a industriei, sunt necesare numai decât să existe așa o companie în stat. Alexei Rogov propune câteva soluții pentru ieșirea din impas a aviației civile. Aviația civilă are avea nevoie astăzi de un Consiliu Național în aviație, unde ar fi din toate întreprinderile ales pe niște concursuri, niște specialiști din fiecare domeniu, de la trafic aerian, de la piloți, de la ingineri, pentru a crea o instituție care ar fi loială total, care ar fi dedicată special reanimării instituției date. Pentru că vă spun o chestiune, în ultima perioadă s-au întâmplat foarte multe lucruri dificile acolo, de la incompetență. Acum trebuie să primească legi în aviația civilă, unde la conducerea aviației civile trebuie să vină specialiști minim cu 15 ani de activitate care cunosc lucrurile și care trebuie să fie alese de toată industria prin vot închis. În industria Republicii Moldova sunt specialiști care au câte 25-30 de ani de industrie, care au văzut-o cum au crescut-o. Dacă oamenii ăștia vor avea un statut, vă spun un statut foarte clar, eu cred că într-o muncă așa grea, în vreo 7-8 luni de zile, s-ar putea de remediat multe întrebări. Air Moldova a anunțat la începutul lunii mai că a depus în instanță cererea de aprobare a restructurării accelerate a companiei pentru a evita falimentul, a găsi soluții pentru problemele existente și acceptarea investițiilor.
Republica Moldova va transmite Ucrainei echipamente în valoare de 2.365.000 de lei pentru a sprijini infrastructura energetică a țării vecine, atacată intens de Rusia. Decizia a fost luată de membrii Cabinetului de Ministri la propunerea ministrului energiei Victor Parlikov. Este vorba de întrerupătoare automate, corpuri de iluminat, cabluri și transformatoare de curent. Cu toții cunoaștem că realitatea în care trăim astăzi datorează în mare parte rezistenței ucrainenilor în fața invaziei rusești. Noi și pe dimensiune energetică am avut parte din suportul Ucrainei în perioada cât sistemul lor energetic a avut posibilitatea să ne susțină anul trecut, până a fi lansate atacurile asupra infrastructurii critice civile. Cu această ocazie, desigur, ar fi, deci este un gest de bună vecinătate și de solidaritate cu Ucraina, să le acordăm un suport din puținul pe care îl avem, din întreprinderile cu capital de stat Red Nord și Mold Electrica. Amintim, de la începutul anului, Republica Moldova a oferit deja două loturi de ajutoare umanitare pentru Ucraina, în valoare de peste 30 de milioane de lei. Rusia continuă să atace intens infrastructura de transport și de energie electrică a Ucrainei, în timp ce Kievul și aliații săi spun că este o campanie deliberată, îndreptată împotriva civililor. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a făcut apeluri repetate către aliații săi să susțină țara aflată în război cu transformatoare și generatoare, precum și cu sisteme de apărare antiaeriană. Anterior, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au oferit Ucrainei finanțare și echipamente pentru a spori reziliența energetică a Kievului. Satul Feștelița din raionul Ștefan Vodă a devenit prima localitate inteligentă energetic din Republica Moldova. Datorită unui grant european, aici au fost instalate 1000 de panouri fotovoltaice. Astfel, iluminatul public se bazează pe sistem inteligent de management energetic, iar apa menajeră la grădiniță este încălzită în baza energiei verzi. Primarul comunei spune că Feștelița este localitatea cu o bază fiscală redusă, iar consumul de resurse energetice nu mai este costisitor. Suntem în clădirea primăriei aici și deja aproape 2 ani avem factura zero la energie electrică, pentru că panourile fotovoltaice instalate pe acoperiș produce suficientă energie pentru consumul acestei instituții. Potrivit primarului, pe lângă panouri fotovoltaice au fost organizate și un șir de activități care au contribuit la eficientizarea energetică a localității. Avem și un parc care produce energie regenerabilă cu capacitatea de 312 kW. Plus la asta avem construit sistemul de iluminat public stradal inteligent. Pe o lungime de 19 km am termoizolat clădirile publice, am instalat tuburi solare la grădiniță cu care încălzăm apa menajeră și de asemenea 4 cazangerii pe biomasă care sunt de fapt foarte eficiente și au redus considerabil consumul de resurse financiare ale bugetelor acestor instituții. Pe lângă economiile semnificative, localitatea Feștelița a devenit un exemplu de promovare a energiei verzi. Sunt foarte multe comunități care vin să preia buna practică de la noi. Oamenii au simțit, în primul rând, atenția nu numai doar financiară, dar și sprijinul instituțional pe care l-am avut în procesul de implementare și acest lucru, bineînțeles că este vizibil și oamenii își schimbă atitudinea față de integrare europeană. Costul total al proiectului este de aproximativ 800.000 de euro, dintre care 500.000 de euro reprezintă un grant oferit de Uniunea Europeană, iar 300.000 de euro a constituit contribuția națională și locală. Persoanele vârstnice rămase singure cu stare precară de sănătate își petrec bătrânețea la azil. Printre aceștia sunt și cei găzduiți de azilul pentru pensionari și persoane cu dizabilități din raionul Călăraș. Pentru unii dintre ei, rudele achită lunar o taxă de 10.500 de lei, alții mai nevoiași sunt asigurați din banii statului.
Elena Afanasievna are 78 de ani și de 3 ani trăiește la azilul de bătrâni din Călăraș. Pensionara a lucrat 4 decenii ca profesoară de clasele primare în raionul Soroca. A avut o viață deloc ușoară. Părinții i-au decedat încă în 1997. De 25 de ani este și văduvă. Iar singura modalitate de a depăși suferința spune că a găsit-o în alcool. Povestește că a fost adusă la azil de către cei doi copii. Era inconștientă din cauza excesului de alcool și nimeni nu credea că își va reveni. Totuși, cu ajutorul specialiștilor, Elena Afanasievna a depășit dependența. Plângem toți după copii, după părinți, după tot ce era, nijeli. Fiindcă am avut așa un trai greu, tare greu nu a fost. Nu am avut bunăstare, să avem, să fim liniștiți, așa, dar vremea ne arată. Vera Șușkin este originară din satul Lozova, raionul Strășeni. Pensionara a lucrat timp de 3 decenii ca asistentă medicală. Ajunsă la pensie, a avut un accident care i-a afectat mersul. Operația a fost una nereușită, iar femeia este țintuită la pat. Copiii acesteia sunt la muncă în Europa și au decis să o ducă pe Vera Șușkin la azilul de bătrâni din Călăraș, pentru că cel din Strășeni nu mai avea locuri. Mamă, nu te supăra că te duci la azil, că zici că asta zici că nu e așa mare Strășnești, pur și simplu, noi suntem în siguranță. Că mă tale zici că câte viață mai avea înainte, sub trei și o că nu sub primirea cuiva. Pensionara spune că este îngrijită, ajutată fizic, emoțional și psihologic de către toți angajații azilului. Totuși, uneori îi mai este greu pe suflet. Dorul de copii o macină, dar își acceptă bătrânețea și vrea doar să fie pace. Nu m-am supărat. Ei, tot, chiar dacă se întâmplă o greutate în suflet, tot o răbdăm cu copiii noștri. Așa că noi am educat și educa și ea priești. Mihail Bordei este născut în satul Țibirica, raionul Călăraș. Pensionarul a lucrat toată viața la pământ. Are 66 de ani și 13 dintre ei îi petrece la azilul din Călăraș. Bărbatul povestește că în 2009 și-a pierdut vederea în timp de 3 zile, medicii neavând o explicație. La o scurtă perioadă a trecut și printr-un divorț. Copiii nu are, iar astfel, în anul 2010 ajunge în grija celor de la azilul de bătrâni din Călăraș. Părinții, că tot mai pot zic că din 14 bătrâni, a decedat mama la 88 de ani și a rămas nimănui. Și ea ca noroc de casă de bătrâni. Maria Cibotar este una dintre infirmierele care îngrijește de bătrâni și este alături de ei din 2008. Ea este cea care îi spală, le oferă mâncare, iar atunci când e nevoie, îi cuprinde și le ascultă tristețea de pe suflet. Capricioși sunt fiecare persoane care au capacități diverse, foarte, da? În rest, doctori sunt, le dau medicamente, noi le distribuim mâncare caldă. Directorul interimar al azilului de bătrâni spune că beneficiarii au parte de condiții bune, asistență medicală și psihologică, mâncare de 4 ori pe zi și toată libertatea de a duce o viață normală. Dorul de copii, dorul de casă, clar că este, îi rupi câteodată, dar ne stăruim, să-i consolăm, să vorbim, să-i mai cuprindem, mai zâmbim, mai dansăm. În cadrul azilului de bătrâni din Călăraș își petrec bătrânețile 31 de beneficiari. Jurnalista Valentina Ursu continuă discuțiile la firul ierbii. De această dată a ajuns la Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, și a discutat cu localnicii despre viață, despre cei plecați și ce ar trebui să facă statul să vrea să revină acasă, despre preocupările cotidiene, despre planurile de viitor, dar și despre îndemnul președintei Maia Sandu de a participa pe 21 mai la Adunarea Națională Moldova Europeană. Alexandru Coliba a gustat din plin pâinea străinătății. Spune că la început a muncit în Rusia, apoi a plecat în Europa. Afirmă că e o mare diferență între acestea, atât cât privește nivelul de trai, dar și mentalitatea oamenilor. Am încredere în președinta Maia Sandu, care depune eforturi ca în 2030 să facă parte și țara noastră din UE, speră Alexandru Coliba. Când te duci la ruși, în Rusia, adică tot timpul era ca, adică regulile și alea lor, că să ai... Tăți fii cu acte în regulă și chiar dacă erai cu acte în regulă, trebuie să mai ai și permis la muncă și să știi și limba și istoria și nu știu ce. Și adică tot timpul făceai banii ăștia și le dai tot lor înapoi. Și rămâi nu știu ce rămâi. Asta e situația. În Europa nu e așa. Adică ți-ai făcut ce trebuie să faci, ești lucrat. Fă bani, fii cu minte adică. Direcția înspre est, înspre Europa, acolo sunt tot plecați la moment.
Sunt o parte mică, dar mă rog, sunt altă parte. Sperăm că s-au întoarce de acolo, depinde situație. În general, înspre Uniunea Europeană. Moldova trebuie să fie în Uniunea Europeană. Împreună suntem puternici, consideră Nina Burduja, profesoară de istorie la Dubăsarii Vechi. De acum e clar că unde este îndreptat drumul. Vectorul european este luat și cred că asta este necesară pentru a ajunge acolo. Dacă am face o comparație între est și vest, diferența e destul de mare și în aspect de nivel de viață și în aspect de dezvoltare a economiei și cred că în toate aspectele. Și tot timpul oamenii tind spre ceea ce e mai bun, ceea ce e mai frumos. Moldova are nevoie de sprijin pentru democrație, este nevoie de locuri de muncă bine plătite și modele de dezvoltare economică, iar pacea trebuie păstrată, susține viceprimarul Constantin Makarenko. Rolul nostru să zicem la celor care își doresc o dezvoltare europeană ca să convingem, adică să ducem un lucru de lămurire, ca oamenii să înțeleagă exact ce ești ne dorim și cum putem să ajungem la o dezvoltare, la o bunăstare. Și Vitalie Casian, primarul comunei Dubăsarii Vechi, câțiva ani buni a muncit în afara țării ca să-și întrețină familia, dar a revenit la Bașcina. Am înțeles că e nevoie de noi și acasă, unde trebuie să punem umărul la aducerea prosperității, a spus edilul. Doar o cale avem spre Uniunea Europeană. Cum? Când? Cu cine? Când? Ieri. Cred că populația de acum își dă seama că totuși valorile, modul de viață, bunăstarea, oricum e legată de vest. Mai depinde și de guvernare, cum o să pună bazele, fiindcă aderarea la Uniunea Europeană nu o să o facem într-o zi, dar dacă astăzi nu o să luăm nicio măsură, nici peste 10 ani nu o să avem procentajul de populație care să ne susțină. Deci ea trebuie lucrat de la grădiniță, școală, mass media, toți împreună. Persoanele cu care a stat de vorbă jurnalista Valentina Ursu au spus că pe 21 mai vor fi în Piața Marii Adunări Naționale pentru a susține parcursul european al Republicii Moldova. Când doresc să fie cât mai mult susținere din partea populației, statului nostru, ca să avem o orientare sigură și care să fie irreversibilă. O să fiu împreună cu toți care o să fie acolo pe piață. Ce decizii așteptați să fie luate la acel eveniment? Cred că tot așa decizii cum au fost luate în anul 1989, în 1991, da, din Marea Adunare. Da, adunări naționale de atunci. Da, de atunci la una am fost. Ați participăm și noi la Adunarea Națională, cum se numește ea? Adunarea Națională Moldova Europeană. Ne străduim să mai explicăm și alți oameni, ca să fie în prezență cu cât mai mulți. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare, iar până atunci vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Toate bune!